Conform cercetărilor efectuate de către specialiștii de prestigiu, cătina, care crește la noi în țară, are un conținut de excepție. Poate cel mai bogat din întreaga lume, pentru că nicăieri în lume, cătina nu are atât de multe principii active, vitamine, minerale, microelemente, flavonoizi și aminoacizi ca cea care crește în Moldova. Ar fi păcat să nu-i utilizăm proprietățile minunate. Continuăm să aflăm împreună cu Veronica Calcev în ce mod noi mai putem utiliza cătina. Veronica, pomenise-i un pic mai înainte despre uleiul de cătină și vreau să discutăm acum despre el. Eu recunosc că am făcut cunoștință cu uleiul de cătină când născusem primul copil și erau problemele firești cu mameloanele. Atunci am auzit prima oară că ar exista ulei de cătină. Unde îl folosim? Cum îl folosim? Îl putem folosi atât intern cât și extern. L-ați folosit cu efect cicatrizant. Este unul dintre cele mai puternice cicatrizante care le cunosc eu. Dar, să luăm pe rând, da? Dacă e să-l folosim intern, un tratament care se cunoaște de ani întregi, încă din perioada bătrânilor, uleiul de cătină se utilizează intern în ulcere gastrice și duodenale. Deci, este un cicatrizant excelent ale eroziunilor gastrice. De aceea, foarte des, prima recomandare, atunci când este perioada de recuperare după tratament, după ulcer, se recomanda uleiul de cătină. 20 până la 60 de picături de ulei de cătină, de 3 ori pe zi, în dependență de masa corporală. Pe o perioadă de la 2 săptămâni până la o lună. Deja, iarăși, cu recomandarea medicului. Poate fi folosit de uz intern acest ulei care îl găsim în farmacii, ori e nevoie cumva să-l preparăm pe al nostru acasă ca să știm ce consumăm. Pentru că bănuiesc că nu e atât de simplu să putem obține ulei din semințele de cătină, nu chiar la îndemâna tuturor. Da, dacă e vorba de uleiul, chiar am luat unul din farmacie, de uleiul de cătină din farmacie cu pipetă, cu picurător, da? Vedeți că este o culoare la fel ca și cătina. El obligatoriu este nevoie să fie scris uz intern. Da? Așa. Deci, nu uz cosmetic, dar uz intern. Acesta este unica recomandare care ar fi cel luat din farmacie. Acasă sunt diferite modalități de preparare. Cel mai ușor, am uscat cătina, nu aceasta congelată, dar cătina proaspătă, curățită de pe crenguțe, curățită de părțile uscate, frunzulițe și chiar se recomandă spălată. Am zvântat-o, adică am uscat-o pe o suprafață, fie un cearșaf alb curat, o față de masă sau ceva, o hârtie albă, nu un ziar cum se obișnuiește, o hârtie albă, se usucă într-un strat subțire, la temperatură, nu la rece și nu la umed. Așa. Deci să fie cald, uscat în încăpere. Eu prefer ferit de lumina directă de razele soarelui. O altă modalitate, deoarece majoritatea în casă au uscătoare pentru fructe, pentru legume, deci liber o putem usca la 50-60 de grade în uscătorul pentru legume și pentru fructe. O uscăm ori o deshidratăm mai bine? În așa mod, eu orice nu are importanță, da? Că își păstrează. Își păstrează oricum din proprietăți. După aia se macină, se preface într-o pulbere, se acoperă cu ulei. Ulei de măslin? Ulei de măslin, fie de chiar și aceea de o floarea soarelui, dar cel mai bine prefer uleiul de măslin. Se amestecă bine și se lasă între 20-30 de zile la un loc ferit de lumină. Bănuiesc că obținem o masă asemenea un unguent, cumva, da? În așa mod, da, dar după aceea noi avem nevoie de strecurat, de filtrat. Și atunci obținem uleiul care îl vedem noi aici. Desigur, nu chiar atât de ideal la culoare, mai are și impurități, dar oricum. Iată, acest ulei se poate utiliza atât intern cât și extern, în mod preparat acasă. Deoarece și sănătatea pielii este importantă, cătina se utilizează și sub formă de cremă hidratantă pentru mâini, cu ajutorul câtorva ingrediente naturale. Cum se prepară cremele naturale pe bază de cătină și la ce sunt acestea bune, să aflăm împreună din următorul material.
pentru a pregăti această cremă am avut nevoie de ceară de albine, 6-7 grame, ulei de cătină, 50 de grame, un ulei esențial la alegere, dar este opțional. Avem nevoie de un bol cu apă foarte fierbinte și un bol curat pentru a adăuga toate ingredientele în el și un mixer pentru mixare. În urma acestui proces am obținut această cremă foarte hidratantă și benefică pentru corp. Cel mai simplu probabil este anume această cremă cu cătină care vom prepara. Poate fi preparată și de fiecare dintre noi. Este un produs foarte simplu în condiții casnice. Cumva m-am aprofundat și așa a mers ce trebuie să combinăm pentru o cremă. Materia primă o procur din magazinele specializate de la noi, ceară este de la albinuțele noastre din grădină. Dacă avem nevoie de o tinctură, o fac din plantele din grădină, am în grădină și cătină. Ideea de a transforma cătina în produse cosmetice a pornit chiar de la copilul ei. M-a provocat să încep toată călătoria aceasta în domeniul naturistic, însă și un produs care nu prea am fost de acord cu el pe piață și am decis să optez pentru o variantă mai naturală pentru copilul meu, pentru că cătina cumva e foarte renumită pentru proprietățile sale de regenerare a epidermii, însuși pentru copii. M-am axat pe partea naturistică, să fie totul natural. Dar am observat eficacitatea produselor și însuși energia asta pozitivă care mi-o redă un feedback pozitiv sau m-a făcut să merg mai departe. Pe lângă cremele de cătină, tânăra mai face și alte produse cosmetice naturale, inspirându-se de la mai mulți specialiști din domeniul dat. M-au ajutat să evoluez cumva, diferiți specialiști deja s-au împărțit cu rețetele, cu secretele, cu proprietățile și uite așa am experimentat și cumva am mai adăugat de la mine ceva care am știut că uite asta ajută. Am editat cărțile din plante, terapie naturală, strâng plătunțele cu mâinile mele de pe colinele Moldovei, le transform într-un produs cosmetic la propriu. Bazam de buze, crema pentru protecție solară, săpunul cu ulei de cătină. Fiind bogat în acizi grași, uleiul de cătină are și un puternic rol antiinflamator. Cătina este un arbust fructifer originar din Asia, ale cărui beneficii se cunosc încă din antichitate, iar fructele ei se recoltează din august până la sfârșitul lui octombrie.